Furtă de apă la centrul Magnolia din Târgu Jiu, o echipă a APA Regio Gorj a descoperit în urma unei verificări la branșamentul de apă două mari probleme. Concret, pompa de apă din interiorul curții este legată la rețeaua de apă înainte de apometru, astfel apometru nu citește cantitatea de apă consumată. Totodată, în interior, în partea din spate a curții, s-a descoperit un alt branșament, de asemenea, nici aici apa consumată neînregistrându-se, acest lucru fiind considerat furt de apă. Problemele se țin lanț la centrele aflate în subordinea municipalității din Târgu Jiu. De data aceasta, o echipă a APA Regio Gorj a descoperit nereguli la branșamentele de apă la centrul Magnolia din Târgu Jiu. Au găsit două branșamente care nu sunt contorizate. Am fost acolo tocmai la sesizarea cititorului nostru care spunea că îi se pare consumul extraordinar de mic, 4 metri cubi în medie pe lună, la un așa centru. Foarte puțin. Și după cum vă spuneam, au mai descoperit în afară de branșamentul care este într-adevăr contorizat, cu consumul ăsta irelevant, încă două branșamente necontorizate. Ilegale. Deși conduce primăria municipiului Târgu Jiu de peste 3 ani, Marcel Romanescu aruncă vina pe vechea conducere. Am și avut o discuție în această dimineață cu oamenii de specialitate, inclusiv cu doamna director Alina Toader, ca să facă toate demersurile necesare pentru contorizarea acolo unde este nevoie a clădirilor care nu au fost contorizate până în acest moment. Trebuie însă să fim foarte corecți. Aceste clădiri sunt construite de ceva ani buni. În niciun caz, niciuna dintre ele, except în stadionul, nu este recepționată pe perioada mandatului meu de primar. Nu este prima oară când reprezentanții societății de apă și canal găsesc nereguli la una dintre clădirile pe care municipalitatea le administrează. În urmă cu puțin timp, situații similare au fost descoperite și la stadionul municipal, la centrul Iasomia și la centrul Magnolia.